În fața aproximativ 300 de spectatori apatici, dar pretențioși pe alocuri, FC Hunedoara a obținut vineri prima victorie stagională. A învins la limite, dar meritat cu scorul de 1-0 pe vulturii Lugoj. Unicul gol al partidei a fost marcat în prima repriză de mijlocașul Andrei Șoit. Jocul echipei aflat în plină reconstrucție nu a arătat bine deloc, fapt recunoscut la final și de antrenorul Constantin Olariu. Ne-am dorit mult victoria astăzi, am și realizat-o și pe această cale și îmi felicit băieții, însă încă suferim și cred că tocmai ce spuneam și data trecută, băieții încă nu au suficientă încredere în ei și deși sunt jucători valoroși, nu reușim să ducem jocul până la capăt. Astăzi am avut și un pic de șansă și am și înscris. Data trecută n-am înscris și am pierdut. Astăzi am înscris, am câștigat, ceea ce e un lucru pozitiv. Dacă pentru Fece Hunedoara victoria în fața Lugojului a fost prima în sezonul 2013-2014, de partea cealaltă, vulturii au suferit prima înfrângere în campionat pe Michael Klein. După aspectul jocului, 100% speram mai mult, pentru că sub nicio formă Corvinu nu a fost superare echipei din Lugoj. Mai mult pot spune că am avut un 11 metri clar în care era și faza de eliminare și altul era rezultatul jocului. Celelalte rezultate înregistrate în runda a treia sunt AFCM Reșița, muncitorul Reșița 1 la 0, Pandurii 2, Târgu Jiu, Fece Canan Sebeș 2 1, Fece Avric, Știința Turceni 0 la 1 și Nuova Becichere cu Mic Rovinari 1 la 1. Echipa Millennium Jarmata a stat.